Bun găsit la o nouă întâlnire cu programul Întreabă Cuvântul. Sunt gazda dumneavoastră din această ocazie, Lucian Ghealdă, și mă bucur mult să putem să fim împreună, să putem să deschidem cuvântul, să studiem și să putem să învățăm ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi în această săptămână, pentru acest sabat. Studiul din această ocazie este deosebit nu doar prin conținut, prin temă, ci și prin faptul că aduce provocări și întrebări care nu sunt ușor de înțeles, nu sunt ușor de abordat, dar dacă putem să săpăm în mina aceasta de aur, cuvântul lui Dumnezeu, putem să găsim aurul curat și pur, aurul pregătit de Dumnezeu în cuvântul Său. Este vorba despre studiul numărul 13, ultimul din acest trimestru, studiul care se ocupă cu tema Domnul înviat, Domnul cel viu, Domnul a înviat, Hristos a înviat, așa cum ne salutăm noi la sărbătoarea Paștelui, adevărat a înviat. Înainte însă de a putea intra în conținutul acestui studiu, în miezul lui, aș vrea să spun bun venit nu numai celor care sunt cu noi acum, dar celor care sunt pe platoul studioului nostru. Bun venit prietenului și fratelui Popescu. Bun găsit! Ne bucurăm să fim împreună. Bun venit fratelui pastor Dăneață, Vali. Și pentru ca să avem și prezența lui Dumnezeu împreună cu noi, aș vrea să vă invităm la un scurt cuvânt de rugăciune. Frate Costel, ați dori să înălțați o rugăciune? Mulțumesc mult! Părinte Ceresc, venim înaintea Ta cu mulțumire și recunoștință pentru adevărurile pe care Tu le dai zi de zi și timp de timp. Te rugăm să fii prezent și să ne luminezi mintea și inima și rugăm Duhul Sfânt să ne dea cuvinte potrivite și inimi pot deschise ca să primească cuvântul care să aducă rod în viețile noastre. Și vrem ca această lucrare să fie spre slava numelui Tău și spre mântuirea la cât mai mulți care ascultă și văd. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat toate acestea. Amin. Amin. Studiul nostru începe de la momentul pregătirii pentru înmormântarea Domnului Hristos. Suntem în ziua de vineri după amiază, capitolul 15, începând de la versetul 42. Vreau să vă întreb, ce evenimente au loc în ziua aceea de vineri, și mai ales vineri după amiază, pentru a sumariza puțin și a intra apoi în ceea ce urmează în ziua de duminică. Deci, vineri seara sau vineri după amiază, înainte de căderea soarelui de apus, ce are loc? Ce evenimente se succed în... Dacă ne uităm atent la Sfânta Scriptură și în mod deosebit la compararea Noului Testament cu Vechiul Testament, vedem că moartea Domnului Hristos apare în timpul când se aducea jertfa de seară la templu. Deci, când mielul care reprezenta pe Hristos și posibilitatea deschisă de salvarea omului, așa s-a întâmplat și la moartea Domnului Hristos, de fapt. Și tot ce s-a întâmplat acolo, observăm că îi pune în încurcătură pe Pilat, pe Sutaș și pe toți ceilalți. Nu se așteptau ca Domnul Hristos să fie mort. Pentru ei, moartea Domnului Hristos deja a fost o surpriză. Și asta înseamnă că moartea Domnului Hristos nu e cauzată de răstignire, ci e cauzată de altceva. Mulțumesc. Ziua de vineri după amiază, deci... Deci este o zi foarte încărcată. După 12 are loc întunericul. Pe la ora 3 după amiază se aude strigătul Eli, Eli, lama sabachthani, și Tată, în mâinile Tale îmi predau Duhul. După ora 3, într-adevăr, are loc jertfa de seară în tradiția ebraică. De la ora 3 până la apusul soarelui este un interval destul de scurt,
în care ucenicii Simon din Arimateea trebuie să se miște foarte repede pentru ca să ajungă la Pilat, să ceară trupul, să facă pregătirile și în același timp să fie gata și la apusul soarelui pentru că intra un sabat sau începea sabatul. Deci este o după-amiază extrem de haotică, extrem de stresantă pentru ei, pentru toată lumea. Nici nu știu dacă au timp să proceseze din punct de vedere al durerii. Nu au pierderea avut timp, pentru Iisus. Că chestiunea este și mai relevantă din perspectiva că acea zi era ziua Paștelui. Mm-hmm. Și ei erau ocupați cu altceva, de fapt. Și nu se așteptau la acest moment. Deci, ceea ce spui este că au îngrămădit lucruri unele peste altele numai ca să scape. Adică, în mod normal, de Paște n-ar fi trebuit să se ocupe cu răstignirea. Exact. Și dacă se ocupeau cu răstignirea, n-ar mai fi trebuit să se ocupe de Paște. Exact. Ca să suprapună două lucruri atât de contradictorii, să ucidă un om, să execute un om în ziua Paștelui, este nu numai o contradicție, dar nici nu se mai întâmplase până atunci. Nu știu dacă în istorie mai este vreun eveniment de tipul ăsta. Niciodată nu se mai știu. Există niște lucruri contradictorii foarte serioase acolo. Întreaga judecată, întregul proces de judecată, este o parodie. Ei sunt convinși că toată lumea vede că n-au dreptate. Da. Ei sunt convinși că și Pilat vede că ei n-au dreptate. Ei văd că ei înșiși n-au dreptate. Deci ei înțeleg și văd că luptă pe viață și pe moarte împotriva unei cauze, iartă-mă, care îi face de râs în fața lumii. Îi face de râs, e o comparație verbal foarte mică, foarte, dar îi discreditează total în fața lumii și totuși nu se dau înapoi cu orice preț. Da? Ei, în condițiile acestei discreditări, ei se grăbesc să nu se spurce, se grăbesc să țină sabatul, se grăbesc să țină Paștele, pentru ca să scape de discreditarea asta. Este o contradicție și o situație paradoxală care îi condamnă. Mulțumesc. Nici femeile n-au fost pregătite? Nici Iosif din Arimateea? De aia se duce să cumpere și astea? De aceea și femeile n-au putut să facă ceea ce procedurile obișnuite se practicau în astea? Apropo, Iosif din Arimateea nu fusese în Sinedru, deși era un membru cu vază. Da, nu fusese nici invitat. Nici Nicodem. Nu fusese invitat. Ei sunt luați prin surprindere nu numai de faptul în sine, dar nu știu nimic nici de judecata care a avut loc. Da? Și, într-adevăr, sunt lucruri care îi depășesc. Spunem că au fost luați prin surprindere și pentru faptul că nu se așteptau ca în ziua respectivă să se dea o sentință împotriva Domnului Iisus Hristos. Ei știau că Domnul Iisus Hristos a fost prins, dar nu era obligatoriu să fie judecat în ziua aia sau în noaptea aia. Nu. Putea să fie prins, putea să fie ținut, putea să se aștepte să treacă Paștele și putea să fie judecat marțea viitoare sau luna viitoare. Pentru toată lumea cam așa ar fi trebuit să se întâmple. De asta au fost luați prin surprindere toți. A fost luat prin surprindere de viteza cu care s-au precipitat lucrurile și de lipsa de scrupule ale conducătorilor care n-au ținut cont că este Paște. Și de momentul în care Domnul Hristos, așa cum ați menționat, rostește acele cuvinte: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Momentul când Domnul Hristos devine păcat. Bine, probabil că asta n-au înțeles-o mulți. Exact. Probabil că asta este o problemă teologică lăsată pentru ca să fie înțeleasă de noi sau de cei care după aceea s-au gândit și au avut timp. Dar în momentul respectiv, dacă rămânem pur și simplu la după-amiaza aceea, este o după-amiază care te uluiește prin contrastele ei, prin nefirescul ei, prin paradoxul ei. Foarte aproape
de zilele din societatea noastră, în care Sfântul se amestecă cu nesfântul, în care minciuna judecă pe cel drept, în care toate lucrurile sunt pe dos, în care asistăm la cancel culture, învățături care sunt negate și înlocuite cu altceva. Oamenii procedează politically correct, după partidele pe care le reprezintă. Mulțumesc. Și așa mai departe. Deci, toată situația de vineri după amiază este foarte convulsionată. Există nedreptate, există teamă, întuneric, lumină. E o situație extrem de dificilă. Pilat primește confirmarea de la sutaș că Domnul Hristos este mort. Iosif din Arimatea cere trupul, îl primește, îl pregătește, îl învelește în pânza de in și îl așează în mormânt. Se încheie capitolul 15 cu următoarele cuvinte. Versetul 47. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosef, se uitau unde îl puseseră pe Iisus. Și acum intrăm puțin în ziua de sabat și aș vrea să vă întreb cum era starea celor vii și a celui care era mort? Mă refer, cei vii erau în ce stare de spirit se aflau și de ce marea majoritate se uită aici și zic că erau iudei. Că de-aia țineau sabatul. Erau iudei, mergeau în tradiția respectivă, au mers cu tradiția respectivă și au aplicat-o și la Domnul Iisus Hristos. Asta este ideea generală până în ziua de azi. Ai vrut să spui ceva? Da, vreau să spun că, de fapt, ei au pierdut din vedere pregătirea pentru sabat. Și au pierdut din vedere, de fapt... Te referi la pregătirea spirituală? Da. Da, pregătirea fizică au făcut-o. Da. Că s-au grăbit. Exact. S-au grăbit, cum se întâmplă și la noi astăzi, grăbește-te repede, să faci curățenie, dă cu mătura, ia ciorba de pe foc, fă baie la copii și așa mai departe. Toată lumea în toate părțile. Din punctul ăsta de vedere, ei s-au pregătit să respecte ziua pregătirii. Chiar și-au făcut pantofii, tot. Da. Dar tu zici că nu e destul. Păi nu. Ce ar fi trebuit să facă? Păi ar fi trebuit... să fie, având în vedere că vinerea aia a fost Paștele, da? Ar fi trebuit să fie conștienți, pentru că Paștele arăta către ieșirea din Egiptul păcatului. Salvarea din robia păcatului. Asta e istoric, dar arăta și înainte spre iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Exact. Nimic din toate astea n-a fost clare pentru ei în sabatul respectiv. Aș vrea să te mai întreb. Se întâmpla deseori ca Paștele să cadă vinerea? Nu. Ce am putea înțelege? De aceea în legea ceremonială, după Paște, începea cu un sabat ceremonial. Pentru că, de obicei, nu cădeau în zilele respective sabatul ale săptămânii. Nu coincidea cu sabatul zilei a șaptea. Exact. De data asta, la Domnul Hristos... Era un sabat mare. Da. Începea săptămâna azimilor. Sau sărbătoarea săptămânilor. A doua sărbătoare ca importanță. Deci ei au luat pentru Paște, trebuiau să ia cu câteva zile înainte mielul. În familie. Ziua 10. Da, în ziua 10. Aici era ziua 14, Nisan. Și a urmat ziua 15 cu săptămâna azimilor. Și... Apropo, haideți să clarificăm puțin. Vineri a fost 14. Da. Când a fost 10? Deci, joi 13, miercuri 12, marți 11, luni 10. Da. Exact după intrarea triumfală. Pentru că în ziua de duminică
Domnul Hristos a avut parte de acea intrare triumfală, okay. Iar apoi a urmat alegerea mielului. Mielul se lua în casă, mielul trebuia să trăiască în casă, cum Domnul Iisus Hristos practic fusese primit în Ierusalim. Exact. Cele 4 zile trebuia să fie zilele primite, zilele în care Ierusalimul primea pe Domnul Iisus Hristos până vineri. Dar ei au fost ocupați cu altceva. Nu, au uitat total. Nu, l-au și primit. Numai că observă că toate lucrurile care l-au făcut ei, le-au făcut numai ca să-l pregătească pentru mormântare. Ei nu l-au primit. Ei au vrut să-l ucidă. Da. Maria vine și îl pregătește pentru mormântare. Da? Același lucru face ea. Păi da, acolo avem contrastul ăsta între momentul în care Domnul Hristos este uns cu mirdul acela de nard. Uh-huh. Da. Capitolul 16. În ziua din tia săptămânii, citesc începând de la versetul... Numai puțin, Lucian, te mai reținem puțin. Observați un lucru. Marcu are grijă să marcheze destul de bine sabatul. I-am spus la un moment dat că marea majoritate a comentatorilor până acum zic că erau evrei, era ritualul lor. Dar Marcu scrie Evanghelia sa mai târziu, în timp ce se formează Biserica creștină. Da, în timp ce teoretic a apăruse oarecum acea atitudine antisemită împotriva iudeilor. Marcu nu face niciun rabat de la sabat. Marcu nu neglijează sabatul deloc. Spune așa în versetul 42. Era ziua pregătirii dinaintea sabatului și specifică foarte clar lucrul acesta. Cum am zice noi în limba română, înaintea sâmbetei. Da, corect. Mulțumesc. Pe urmă, în versetul 43, când vorbește despre Iosif din Arimatea, Iosif nu este un iudeu simplu. Adică au venit iudeii și și-au făcut treaba, ritualurile lor, mozaice și așa mai departe. Nu. Iosif aștepta împărăția lui Dumnezeu. Era ucenic în devenire, ca și Nicodem, de fapt. Deci ucenic în devenire are grijă de Domnul Iisus Hristos. Însă s-a grăbit să ceară trupul Domnului Iisus Hristos, s-a grăbit să-i găsească un loc, să-l depună înainte de sabat. Pentru și că... de apusul soarelui. Mulțumesc. Da, corect. Pentru că în sabat, el să nu intre neapărat în odihna lui, ci să intre în odihna lui Dumnezeu, cum zice mai târziu Pavel în Evrei, capitolul 4, să intre în odihna lui și Iosif și Iisus Hristos. Poftim? Și mai e un lucru interesant, că ați amintit de Nicodem. Deci Nicodem are revelația descoperirii lui Hristos, mielul lui Dumnezeu, când l-a văzut pe cruci. Adică vreți să spui că ceea ce i-a spus în Ioan, capitolul 3, când i-a spus după cum a înălțat Moise șarpele de Aram, așa va fi înălțat și Fiul omului, asta a fost o taină pentru Nicodem tot timpul activității exact. Domnului Iisus Hristos până la cruce. Exact. Când a ajuns la cruce a zis, stop, ăsta e Mesia, mielul lui Dumnezeu, ăsta este cel înălțat precum șarpele de Aramă. Mulțumesc, ați subliniat foarte bine și ați punctat importanța sabatului. Mulțumesc mult de tot. Aș mai dori să mai adaug un lucru. Săptămâna trecută am vorbit despre de ce Domnul Iisus Hristos nu a fost înviat marți. De ce n-a stat până marți? De ce a stat doar până duminică dimineața? Primele ore din duminică. O altă întrebare este de ce n-a fost înviat sâmbătă seara? Am pus-o și data trecută. Și aici n-am răspuns, n-am dat un răspuns, n-am elucidat întrebarea. Am pus-o, dar n-am elucidat-o data trecută. Aș vrea să o pun din nou. Sigur. De ce doar atât? De ce înmormântat vineri seara și ridicat la viață duminică dimineața? Pentru că în Biblie era
un semn și Domnul Hristos îl declară, nu vei va fi dat un alt semn decât semnul lui Iona. Cele trei zile. Deci după cum Iona, zi după zi textul, cum Iona ca să-mi a stat în pântecele peștelui. De ce a stat Iona în pântecele peștelui? Deci poate a stat Iona în pântecele peștelui cât timp? Trei zile. Da? Dar nu înseamnă trei zile de câte 24 de ore, ci porțiuni din zilele respective. Dar deci, știi de ce Iona a stat în pește? El avea o misiune să ducă la niniveni. Da. Principalul zeu al ninivenilor și Niv înseamnă pește. Ok. Și vine acum Iona din burta peștelui să le vorbească despre și asta. Asta deci, a fost o paranteză în legătură cu Iona, Cu Iona în comparație cu Domnul Hristos. Bun, hai să ne întoarcem la Domnul Iisus Hristos. Deci este foarte ciudat. Domnul Iisus Hristos trebuie să împlinească două profeții în același timp. Trebuie să împlinească profeția în conformitate cu care stă trei zile în pântecele chitului. Trei zile. Și de asemenea trebuie să intre în odihna lui. În odihna lui care era sabatul și care era de fapt o singură zi. Acum, ca să împlinești cele două profeții în același timp, trebuia să se întâmple exact ce s-a întâmplat. Să petreacă sabatul în întregime de vineri seara până sâmbătă seara și trebuia să fie înmormântat sau să moară prinzând o parte de vineri, stând tot sabatul și apoi prinzând o parte din ziua întâi a săptămânii sau de duminică, astfel încât să prindă trei zile în mormânt, în același timp însă stând efectiv o singură zi acolo. Singura soluție pentru a împlini aceste profeții. Și mai este ceva foarte important. Vă rog. Avem săptămâna creațiunii cu lucrarea lui Dumnezeu, de creiere inclusiv a omului, să termine cu ce? Cu sabat. Domnul Hristos își încheie lucrarea pământească și finalizează activitatea pământească tot cu sabat, cu sâmbătă. Foarte interesant. Deci mântuirea și creațiunea sunt legate prin această zi deosebită a lui Dumnezeu. În Evrei, capitolul 4, cu versetul 3, spune așa: măcar că lucrările lui fusese isprăvite încă de la întemeierea lumii, căci într-un loc a vorbit astfel Dumnezeu despre ziua a șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările lui. Mă asociez cu ceea ce spune Și asta arată Costel, că nu e vorba de evrei. Doar de observare evreiască. Mă asociez cu ceea ce spune fratele Costel și vreau să spun limpede, răscumpărarea este inclusă și ea în lucrările întemeiate, adică terminate de la întemeierea lumii. Iisus Hristos, mielul fără cusur, care a fost jertfit la întemeierea lumii și înainte de întemeierea lumii. Sabatul face legătura între momentul creațiunii și momentul răscumpărării. Răscumpărarea nu mai are nevoie de un semn nou, că așa se spune, că duminica este noul semn al învierii și al răscumpărării. Nu, răscumpărarea nu mai are nevoie de un alt semn nou. Sabatul are deja în sine potențialul răscumpărării. Iisus Hristos l-a pus acolo. Iar faptul că El stă în mormânt în ziua aceasta arată împlinirea semnului răscumpărării de către Domnul Iisus. În viața Lui, da. Mulțumesc. Timpul ne alargă și aș invita pe cei care studiază împreună cu noi să parcurgă tot capitolul 16 apoi, dar ne vom ocupa de anumite problematici care aș vrea să le dezbatem puțin. Versetele 6, 7 și 8 în capitolul 16. Versetul 6 este chiar textul de memorizat. Este un tânăr la mormânt, femeile vin și găsesc mormântul gol. Tânărul acesta le spune femeilor: nu vă înspăimântați. Căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, nu este aici, iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îți veți vedea cum v-a spus, și subliniez această expresie, cum v-a spus.
Ele au ieșit din mormânt, au luat-o la fugă, pentru că erau cuprinse de cutremur și spaimă. Și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Cum mi se pare reacția femeilor? Și apoi când vor ajunge în oraș sau la Ierusalim și le vor spune ucenicilor, care a fost reacția ucenicilor? Dincolo de asta, observăm că, de fapt, femeile au urmat pe Iisus tot timpul. Iar acum Marcu le prezintă în mod specific la momentul atât al mormântării cât și al învierii. Foarte interesant. Aveți vreo explicație sau o înțelegere a acestui, acestei abordări, a acestui raport? Adică, cum să spun, mărturia lor este fundamentală. Este prima mărturie a învierii din partea oamenilor. Iar ceea ce spune îngerul, că tinerelul ăla era de fapt un înger, ceea ce spune îngerul pe mine mă frapează foarte tare, zice, căutați pe Iisus din Nazaret. Poftim? De ce trebuia să fac o identificare atât de precisă? Păi să știe că era vorba de Iisus din Nazaret care murise pe cruci. Și asta nu era o întrebare, era invitație. Exact, și o afirmație. Da. Deci îngerul face o afirmație către aceste femei ca să le conștientizeze de adevărul învierii. Și implicațiile acestei învieri pentru ceea ce urmează ulterior. S-au bucurat femeile? Secțiunea spune că să ne bucurăm sau bucuria învierii. Pentru mine mi se pare extraordinar efectul sabatului în această narațiune. Sabatul este o zi în care femeile nu mai există. Nu mai există nimic. Observați, versetul 47-15. Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosef, se uitau unde îl puneau. Da. Și așa se încheie. Și se deschide acțiunea duminică dimineața cu... După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria Magdalena, se continuă cu ele, parcă au rămas și continuă de acolo de unde le-a lăsat. Este o tăcere în dreptul sabatului. Sabatul, da, funcționează ca un moment de tăcere, ca o pauză în care nimeni nu știe unde au fost oamenii ăștia. Astfel încât parcă au intrat în odihna lui. Parcă s-au odihnit de toate grijile, de toate problemele, de toate frământările. Nu mai există femei îngrijorate, nu mai există ucenici îngrijorați, nu mai există nimeni. Reapar femeile îngrijorate în ziua întâia săptămânii. Pentru mine lucrul ăsta este extrem de grăitor, o învățătură foarte mare. Sabatul care reușește să dea la o parte oamenii îngrijorați și să păstreze odihna divină asupra lor. Mulțumesc. Cum caracterizați sau cum ați descrie reacția femeilor? Este o reacție de bucurie sau de ce sunt cuprinse de spaimă și de cutremur? Femeile sunt martori. Sunt, din punct de vedere al lui Marcu, femeile sunt martori principali, foarte important. Sunt martori în versetul 47, s-au uitat unde l-au pus. Sunt martori în versetul 1 din capitolul 16, au văzut că Iisus Hristos lipsește, sunt martori în momentul în care stă de vorbă cineva cu ele, un tinerel. Ele funcționează ca martori, iar ca martori ele sunt terefiate. Martorii sunt îngroziți. Bănuiesc că fratele Costel are de adăugat. Da, sunt martori și în același timp, da, așa cum ați menționat, marchează și sabatul. Și începutul lui și sfârșitul lui. Și marcarea aceasta ne arată că, de fapt, nu există niciun motiv biblic pentru sfințirea duminicii. De fapt, învierea Domnului Hristos are în spate o cu totul altă conotație.
pentru că e legată de Paște, e legată de înviere și atunci eu, când e Paștele și învierea? Pe anual sau săptămânal? Anual. În sărbătoarea iubirii. Vrei să întrebați de ce sărbătorim noi săptămânal, dacă e anual? Da, exact. Și pentru că, de fapt, învierea Domnului Hristos în ziua duminicii nu face altceva decât să comemoreze, practic, valoarea sabatului în relația om-Dumnezeu. Cum înțelegeți asta? În sensul că Dumnezeu oferă o odihnă spirituală omului în ziua sabatului, nu în ziua duminicii. E adevărat că dacă vrei, cum spun unii, că poți să ții orice zi până la urmă, că nu-i mare problemă. Da, dar nu orice zi are semnificația care o dă Biblia. Dar vă rog să observați, de asemenea, capitolul 16 dă drumul unui proces al muncii. Capitolul 16, femeile au cumpărat mirezme să ducă să ungă trupul lui Iisus Hristos. În ziua întâi a săptămânii, pe când răsărea soarele, femeile au zis, cine ne va da la o parte piatra? Sunt preocupările lor, neștiința lor. Începe ziua întâia, începe munca. Și spre surpriza lor îl găsesc pe Domnul Iisus Hristos înviat, pentru că și Domnul Iisus Hristos ce face? Începe partea cealaltă. Începe lucrarea lui, începe munca. Odihna fusese atunci când femeile nu există, când Domnul Iisus Hristos era în mormânt, acolo se află, de fapt, odihna și a creațiunii și a răscumpărării, în momentul acela. Deci mormântul era gol. Da. Deja duminică. Duminică dimineața, toată lumea era... mormântul este gol și toată lumea e la treabă. Inclusiv Domnul Iisus Hristos. Vreau să privim puțin la reacția femeilor și la reacția ucenicilor apoi. Femeile sunt... persoanele pe care Marcu le folosește ca fiind martori, da? Și ele sunt cele mai credibile, pentru că oamenii au, sau bărbații aveau tendința unii între ei să nu fie așa credibili. De ce zici tu treaba asta? Mă opresc numai de dragul de a te întrerupe. În procesul care a fost intentat sau în care Iisus a fost, au dus martori falși. Au dus martori care au sperat să aducă o mărturie care să-l condamne. Oamenii aceia au spus minciuni. În cadrul lucrării lui, deci au fost... Asta mi se pare mie, deci, că aici trebuie să subliniem un Pilat, lucru. Irod, deci sunt oameni care... Oamenii ăștia care sunt aici sunt oameni care nu pot să mintă din punct de vedere al calității morale. A trebuit să înțelegem că oamenii ăștia, decât să spună o minciună, mai bine mor. Sunt oameni formați în etica Scripturii, în care o minciună, o exagerare și așa mai departe, este considerat păcat. Sunt oameni care, după ce Domnul Iisus Hristos moare, nu mai pot să se joace absolut deloc nici cu mântuirea lor, nici cu destinul lor veșnic. Ca urmare, oamenii ăștia vor muri mai degrabă decât să mintă. Dacă există această calitate morală a martorilor, atunci mărturia pe care o depun ei este validă, pentru că o plătesc cu viața lor. Da, e validă, dar observăm un lucru foarte important din punctul meu de vedere, și anume că cei care ar fi trebuit să confirme ulterior nu sunt dispuși să accepte. Și atunci... Cine ar fi trebuit să confirme? Păi ucenicii, în primul rând. Și aici spune, Marcu spune și lui Petru, personal, solie. Ok. Ce legătură are faptul că spuneți asta și lui Petru, ce legătură are cu faptul că i-ar fi trebuit să mărturisească învierea lui Iisus Hristos și n-au făcut-o, zici tu? Nu, n-au crezut-o. A, n-au crezut-o? Da. N-au crezut-o. Deci avem de a face aici cu problema necredinței.
Adică, explică-te puțin, ce înseamnă pentru tine când citești faptul că Petru n-a mers în Galileea? Că ucenicii n-au mers în Galileea. Că ucenicii n-au... Deci, ucenicii au văzut moartea Domnului Hristos ca un insucces în ceea ce privește perspectiva de viitor. Deci, practic, viitorul lor s-a șters. Dacă ar fi văzut, dacă ar fi văzut-o ca succes, ce ar fi trebuit să facă ei în momentul ăsta? Unde ar fi trebuit să se găsească geografic? În Galileea. În Galileea. Exact. Că acolo își dăduse acolo Domnul Iisus Hristos întâlnire cu ei. Și îngerul spune lucrul ăsta. Da. Bine. Adică le mai confirmă. Da. Încă o dată. Femeile vin și spun, nu cred. Vine Maria Magdalena și spune, nu cred. Eu cred că aici este... Întrebare. Ei ar fi trebuit să stea la mormânt sau ar fi trebuit să meargă în Galileea? Unde ar fi trebuit să fie? În Galileea. În Galileea. Deci n-ar fi dar trebuit... Dar ei stăteau la masă în Ierusalim. Da, când zici că stăteau la masă, de ce spui treaba asta? Textul. Ia zi. În versetul 14. În sfârșit, s-a arătat celor 12 când ședeau la masă. Celor 11. Și a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, că nu crezuseră. Celor 11, da. Practic, deci aici este cheia problemei. Ei stăteau în camera de sus, da, ascunși de frica iudeilor, da, în loc să se ducă în Galileea, să-L caute pe Domnul Iisus Hristos acolo. Să-L aștepte. Să-L aștepte pe Domnul Iisus Hristos acolo, pentru că Iisus Hristos își dăduse întâlnire cu ei. Da. Acolo. Dinainte. Dinainte, da. Și mai aici, din punctul meu de vedere, aici e cheia legat de piatra pe care Dumnezeu o dă la o parte. Piatra necredinței. Ei n-au crezut. Deci, în viață, nu eu dau la o parte necredința, ci eu trebuie să-L las pe Dumnezeu să dea la o parte necredința mea. Cum spunea și omul acela care a fost vindecat. Ajută, Doamne, necredinței acolo, mele. Dincolo de metaforă, care poate să fie considerată în felul acesta, în Ioan 11, când este vorba de învierea lui Lazar, da, Domnul Iisus Hristos le spune, dați piatra la o parte. Hristos, Lumina Lumii, comentează și spune, ei trebuia să facă și ei ceva pentru ca să aibă loc învierea. Și asta era piatra necredinței lor. Deci, acel moment trebuia să le dea lor certitudinea învierii Domnului Hristos. Bun. Dar la învierea Domnului Iisus Hristos, ucenicii ar fi trebuit să dea piatra la o parte sau? Nu. 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 Cine? Ar fi trebuit să dea piatra la o parte, cine a dat-o? Da. Adică îngerul. Da. Din ce cauză aici îngerii sunt aceia pentru care dau piatra la o parte? Pentru că e lucrarea pe care o face Dumnezeu, nu pe care o facem noi. După lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă tiparul și... După aia mergeți și propovăduiți. Foarte interesant un lucru. Domnul Iisus Hristos este în mormânt, corect? Da. Până duminică dimineață. Știți la ce mă gândesc acum, ce îmi trece prin minte? Mai sunt puțin câteva minute. Din nefericire, noi am împrumutat din culturile necreștine ideea că omul se poate dedubla. Funcționează prin dublură. Și ideea asta a mers atât de mult încât au zis că trupul Domnului Iisus Hristos a fost acolo, în mormânt, fără probleme. Dar dublura unde a fost? Vreau să mă întreb, a avut Domnul Iisus Hristos vreo dublură? Nu. Pentru că și când zic dublură, mă refer la duh, la spirit. Oamenii zic, ok, și am discutat treaba asta și în lecțiunea trecută, când am zis că după Petru, oamenii înțeleg că Domnul Iisus Hristos a stat în mormânt cât a stat cu trupul, dar de fapt Domnul Iisus Hristos n-a putut să moară și a trebuit să se fi dus El pe undeva.
Și dacă la tatăl nu s-a putut duce pentru că i-a zis treaba asta lui Maria, atunci unde s-a dus? Și oamenii au găsit textul din 1 Petru, capitolul 3. Și zice, domnule, s-a dus, trebuie să fi fost în iad. Și să facă acolo în iad, nu? Păi a fost acolo să propovăduiască și a fost un predicator, a propovăduit acolo 3 zile în iad. Deci, repet, trupul a fost acolo, dar dublura lui a fost în iad, partea de suflet, partea de spirit. Vă întreb, a avut Domnul Iisus Hristos vreo dublură? Când Maria, sau când Domnul Hristos se arată Mariei și Maria se închină dorind să-L cuprindă sau să-L atingă, Domnul Hristos îi spune, oprește-te, nu te atinge sau nu mă cuprinde, pentru că încă nu m-am suit la Tatăl tău, la Tatăl vostru, la Tatăl meu, la Dumnezeul tău, Dumnezeul vostru, Dumnezeul meu. Deci este clar că pe orele sau pe perioada când El a fost în mormânt, Domnul Hristos nu a avut nicio altă formă de existență nicăieri. Acum, Lucian, eu sunt puțin un avocat cum n-ar trebui să fiu și spun, în conformitate cu tabăra cealaltă, nu s-a suit la Tatăl, dar asta nu înseamnă că nu s-a dus în iad. Păi da, ei, așa spun, nu s-a suit la Tatăl, dar s-a dus în iad, împreună cu ceilalți păcătoși, le-a spus acolo, le-a dat a doua șansă, a salvat pe unii dintre ei. De unde scrie Scriptură lucrul ăsta? Întrebarea este bună, eu te întreb un lucru sau accept întrebarea ta și o pun pe lângă întrebarea ta și întrebarea mea. A avut Domnul Iisus Hristos o dublură? Se putea duce trupul ei aici și s-a putut duce în... Deci, acolo cheia este termenul de Duhul Sfânt. Duhul. Acolo adică unde? În Petru, unde ai citat. Deci ne referim la Petru. Bun. Da. Haideți să mergem în Petru. Am deschis și aș vrea să citim ca să avem exact referința. 1 Petru 3 cu 20, cu 18. 18, dar începem la versul 18. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Ba, și aici, dacă ne oprim aici, este ca și cum ne-ar da de înțeles că Domnul Iisus Hristos a avut o dublură. Adică a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duhul, ceea ce înseamnă trupul a rămas acolo și Domnul Iisus Hristos a înviat s-a dus undeva. Spiritual. Okay. Spiritist, cumva. De ce nu e așa? Păi acolo în Duhul este prin Duhul. Aș vrea, înainte de a dezlega puțin pasajul acesta, aș vrea să răspundeți la întrebarea cum a înviat Domnul Hristos? Pentru că aici se află parte din ceea ce spune Petru aici. Cum a înviat Domnul Hristos? Domnul Hristos spune, eu am puterea să-mi dau viața, am puterea să o iau înapoi, nimeni nu mi-o ia cu forța, o dau eu. Deci Domnul Hristos, ca Dumnezeu, este cel care poate să-și dea viața, poate să ia viața înapoi. De asemenea, în contextul învierii, avem de-a face cu rugăciunea dinaintea suferinței sau morții, în care El spune, în mâna ta îmi credințez Duhul. Și mai înainte, în Ghețeman, El spune, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Deci în momentul când a spus voia ta, nu doar crucea, ci tot ceea ce urma să se întâmple, urma să fie în mâna Tatălui. Cum a înviat Domnul Hristos? A ieșit El prin puterea Lui sau a fost deci, înviat de Tatăl? Ioan 10 cu 18 este textul pe care l-ai amintit. Ia. Nimeni nu mă ia cu sila, o dau eu de la mine. Și asta s-a întâmplat când a zis, Tată, în mâinile tale îmi predau Duhul. Am putere să o dau și a dat-o când a zis, în mâinile tale îmi predau Duhul și am putere să o iau iarăși. Ar fi putut să o ia când? În dimineața învierii. Ar fi putut să o ia prin sine însuși. Corect? Corect. Corect. Da. Este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Tatăl îi poruncise, Tatăl îl pusese în postura să facă așa ceva. Avea libertatea să o facă. Și Domnul Iisus Hristos își blochează propria libertate și spune nu.
Eu nu îmi voi lua viața prin mine însumi decât dacă mă vei chema tu la viață. Ăsta a fost sensul prin care a zis: în mâinile tale îmi predau Duhul. Aici textul în care spune a fost omorât în trup, dar a fost înviat, cum zice fratele Costel, by the Spirit, adică prin Duhul. Prin Duhul, este lucrarea Tatălui. Tatăl îl înviază pe Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Și apoi în versetul... Geneza. Aveți în Geneza capitolul 6, unde spune că Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Acolo este vorba de mijlocirea Duhului Sfânt. Da, mulțumesc. Corect. Și aș vrea doar să continui din 1 Petru 3, versetul 19. Deci, prin Duhul în care s-a dus să propovăduiască Duhul lor din închisoare. Prin care. Deci, prin care, da. Duhul Sfânt este vorba despre predicarea neprihănirii prin credință, da. Influența sau lucrarea Duhului Sfânt. Și avem înainte de potop, avem pe Enoch, care a predicat despre Domnul Hristos și despre venirea Lui și despre... Predicator al neprihănirii, spune. Sigur că da. Păi, apoi avem pe Fiul Lui, care, dacă suntem atenți, vedem că Fiul Lui, câți ani a trăit după nașterea Fiului? Enoch. Vorbim despre Enoch, da? A trăit încă 300 de ani. Deci a trăit 300 de ani cu Metusala. Da. Dacă a trăit 300 de ani cu Metusala, dacă te uiți atent, vezi că pe acolo era și Adam. În ultima perioadă. Da. Și avem pe Enoch, avem pe Metusala, care este bunicul lui Noe. Și l-ai și pe Noe. Ca să fie treabă pe Noe, da. Aș vrea să mai adaug în și textul din Evrei, capitolul 9, de asemenea text frumos cu 14, care spune cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine jertfă fără pată lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este cel care, prin care Domnul Iisus Hristos se aduce jertfă. Duhul Sfânt este cel prin care Domnul Iisus Hristos învie. Și aici, în 1 Petru, capitolul 3, cuvântul cheie este înviere. Tot ceea ce se întâmplă aici este după înviere. Și Petru spune un singur lucru, și anume: vreți să știți cum a înviat Iisus Hristos? În ce calitate? În ce trup? Și el spune, a înviat în trup duhovnicesc, prin Duhul Sfânt. Și a înviat într-un trup duhovnicesc, în același trup duhovnicesc în care el a fost înainte de întruparea, din Betlehem. Cu alte cuvinte, se împlinește ceea ce Domnul Iisus Hristos se rugase Tatălui când spune: Tată, primește-mă la tine însumi cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Da? Și Petru nu face altceva decât spune: Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Înainte de a fi lumea, El era în slava Tatălui. La înviere, El ajunge la aceeași slava Tatălui. Astfel încât cei care au probleme cu Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu să fie ajutați să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos n-a fost după înviere mai sus decât înainte de întrupare. Și nici înainte de întrupare mai sus decât după înviere. Ci Domnul Iisus Hristos își păstrează poziția sa pe tot parcursul planului mântuirii, cu excepția momentului în care Domnul Iisus Hristos se odihnește în mormânt. Se întrupează. Iar ideea de fiu este un titlu pe care Domnul Iisus Hristos l-a primit din mâna Tatălui. Evrei, capitolul 1. Cam asta putem deci vorbi. Nu, el nu este născut, nu este așa cum unii cred. Nu este născut biologic. Da. Da? Da. Textul din Evrei, capitolul 1, spune că el a primit titlul de fiu, l-a moștenit de la Tatăl ca fiind un nume mai presus de îngeri. Fiul este o nomenclatură, o poziție superioară
îngerilor sau trimișilor lui Dumnezeu. Mulțumesc. Aș vrea să privim puțin. Am parcurs destul de aproape linia studiului cu momentul dării pietrei la o parte și al femeilor la mormânt. Aș vrea să vă întreb cui s-a arătat Domnul Hristos? Care sunt martorii învierii? Și apoi să discutăm și puțin aspectul necredinței ucenicilor și să încheiem cu mandatul sau chemarea de a propovădui Evanghelia. La momentul acela, Evanghelia era de fapt vestea că Domnul Hristos a înviat, că Mesia este într-adevăr viu și că urmează să continue lucrarea asta. Deci, întrebarea a fost, cui s-a arătat Domnul Hristos? Care sunt martorii învierii? Și aș dori femeile. Să aducem și capitolul 15 din 1 Corinteni. Pavel vorbește. Avem femeile. Cui s-a arătat prima oară? Prima oară s-a arătat Mariei. Mariei Magdalena, da. Îngerul. Da, dă mărturie despre învierea lui Iisus din Nazaret și apoi celor pe drumul spre Emaus. Celor doi, da. Și apoi tuturor ucenicilor care erau la masă. Deci Marcu, aceștia sunt cei care sunt prezentați ca martori al Domnului Hristos al învierii. Foarte interesant, Marcu surprinde pe tot parcursul lupta acestor martori ca să poată să creadă. Și subliniază foarte insistent faptul că nu le-a fost ușor să creadă. Adică Maria, Magdalena, ea s-a dus, a dat de știre celor care fuseseră împreună cu el, care plângeau, stânguiau. Versetul 11, n-au crezut-o. 12. S-a arătat celor doi în drum spre Emaus. Versetul 13. Nici pe ei nu i-au crezut. În sfârșit s-a arătat celor 11. Versetul 14. Care nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Da. Este de trei ori subliniat aici. Dar de ce? Pentru că Marco a avut și el o problemă. Acum, eu nu prea cred în psihanaliză, să știi. Nu prea cred că dacă ai avut o problemă, trebuie neapărat să o repeți și să o vezi și în viețile altora. Dar zi, hai, spune. Da. Când a fost Domnul Hristos răstignit, adică pe drum spre răstignire, da, se pare că a fost unul dintre cei care au fugit și au lăsat până și hainele de pe ei. De pe el. Marcu sau Ioan? Marcu. Ioan nu. Ioan e acolo și Domnul Hristos îi încredințează pe Maria, mama. Bun, deci și faptul tocmai că au fugit toți e fără discuție. Da. Și tocmai de aceea el vine cu aceste argumente puternice și subliniază acest aspect. N-au crezut de câteva ori. Pentru că nici unii, atât cei apropiați și cei depărtați, n-au avut în vedere învierea. Deci învierea a fost o surpriză totală. Corect, pentru toți. Foarte corect. Eu asta... Și tocmai prin aceasta avem dovada că învierea Domnului Hristos nu este ceva așa ezoteric. Eu mai degrabă... Și e ceva concret, precis, prezent? Mai degrabă sensul ăsta îl înțeleg. Adică Marcu îmi spune că învierea n-a fost ceva ușor de crezut. Și lor le-a fost greu să creadă. Exact. Și asta arată cumva că există o certitudine istorică aici, în care se recunoaște și faptul că și ei au avut luptele lor, problemele lor, exact, în legătură cu primirea Domnului Iisus Hristos. Dacă ar fi fost o poveste, atunci
Dacă este ceea ce este ceea ce ai făcut sau nu știu ce cu suspiciuni că tot da, dar și dacă ar fi fost ceva plămădit, ceva produs de ei, s-ar fi ajuns la aura aceea de mit în care toată lumea ar fi crezut, toată lumea ar fi fost uimită, toată lumea dă mărturie despre această minune în unanimitate. Cam așa se întâmplă în povești. Aici însă se vorbește despre luptele lor sufletești, despre faptul că n-au putut să înțeleagă, n-au priceput. Ăsta este un element al realismului momentului respectiv. Cer iertare că vă întrerup. Lucrurile n-ar fi trebuit să fie așa. Aceasta nu este o situație care ar scuza necredința lor. La coborârea, Marcu 8, coborârea Domnului Hristos împreună cu cei trei ucenici de pe muntele schimbării la față. Mm. Domnul Hristos le spune că va fi dat în mâinile cărturarilor și a conducătorilor neamului, că va fi că va suferi și va fi dat la moarte, iar apoi a treia zi va învia. Și le spune să nu spuneți lucrul acesta decât, sau să nu vorbiți despre el decât după ce se întâmplă, după ce are loc învierea. Suntem la înviere. Ar fi trebuit să știe, ar fi trebuit să-și aducă aminte, ar fi trebuit în seara după ce s-a încheiat sabatul, să zicem, au studiat, ar fi trebuit să se uite din nou pe profeți sau pe profeții și ar fi trebuit să spună, uite, profetul Daniel scrie asta, Domnul Hristos ne-a spus lucrul ăsta, înseamnă că așa trebuie să fie și trebuie să... Ai foarte mare dreptate. Necredința este, foarte mare dreptate. E o durere mare aici. Ai foarte mare dreptate și îmi place foarte mult că ai subliniat lucrul ăsta, că în timp ce subliniez, mă întreb, mă gândesc la mine și la noi astăzi. Aici suntem. Faptul că ar fi trebuit să creadă și că n-au crezut este o scuză pentru condiția noastră de necredință și de faliment pe care o regăsim mereu și mereu? Că și noi așteptăm pe Domnul Iisus Hristos și ar trebui să fie altfel și nu-i. Citim despre întreita solie îngerească, despre luminarea lumii și noi avem lumina sub obroc rău de tot. Nu e prin mijlocul cerului, nu e. Dacă e sub obroc, e totuși bine să nu fie stinsă. Mulțumesc. Ei, în condițiile astea, așa trebuie să fie, că așa s-a întâmplat și cu ucenicii. Da. Asta e? O să ne... Este ceea ce se întâmplă aici, în dreptul ucenicilor, o garanție că ne vom reveni și noi tot ca ucenicii? Întreb un pas mai departe. De ce erau acum ei pregătiți să meargă acum și să spună lumii întregi despre Evanghelia, despre Evanghelia aceasta a împărăției? De ce nu au fost pregătiți până acum? De ce sunt pregătiți acum? Sau când au fost ei pregătiți, de fapt, să plece? Au primit misiunea, dar pregătirea... Au primit misiunea, dar n-au plecat. N-au plecat. Domnul Hristos le-a spus, rămâneți în cetate și... După înălțarea Domnului Hristos. Sigur. Și după cele 10 zile. Și odată cu sărbătoarea cincizecimii și coborârea Duhului Sfânt, ceea ce discutăm noi în contextul de astăzi, ploaia timpurie și ploaia târzie. După ce ploaia timpurie și-a făcut lucrarea în viața lor și-au primit ploaia târzie, au fost capacitați ca să ducă această veste cu puterea care... Costel, îmi dai voie să mă leg de cuvintele tale dinainte? Dar mie mi se pare că nici după camera de sus n-au plecat. Au rămas în Ierusalim. Da. Iisus Hristos le-a spus, duceți-vă în Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginea pământului. Ei au rămas în Ierusalim și dacă nu i-ar fi prigonit marea prigoană din 49-50, sub Caligula, ar fi rămas mai departe în Ierusalim. Că nu vreau să-i scot deloc vinovați. E o anumită amprentă umană care se pune pe această lucrare și care îi ține în loc. După 50, după persecuție și așa mai departe,
îi împrăștie și prigoana și duce și Duhul Sfânt mai departe, fără care, discuție. Care este lecția pentru mine astăzi și pentru biserica mea? Când pot eu să plec cu vestea Evangheliei și când poate biserica mea să plece și să ducă vestea aceasta până la marginea pământului? Ce se întâmplă? E un lucru care, zic eu, ar trebui să fim mai conștienți de el. În Evanghelie este o întâmplare unde niște bolnavi leproși, da, Domnul Hristos îi spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. Pe când mergeau ei, s-au vindecat. Ei, și aceștia, în momentul în care au început să spună, s-au început să te vindece și de necredința lor. Și nu uitați ce s-a întâmplat ulterior. Au fost cazuri când au fost bătuți, băgați în închisoare. Și când s-au dus să-i găsească în închisoare, erau din nou în templu predicând și vorbind. Probabil nu că, mai puteau fi opriți. Probabil că ucenicii au crescut în timp ce vedeau cu ochii lor lucrarea Duhului Sfânt. Uh-huh. Pentru că răspunsul oamenilor la Evanghelia lui Iisus Hristos nu se datora ucenicilor. Se datora Duhului Sfânt. Era o surpriză chiar și pentru ucenici să vadă cum ieșeau mulțimile la Evanghelie. Există în Cartea Faptelor Apostolilor mereu și mereu ideea aceasta, și anume, au primit Duhul Sfânt. Duhul Sfânt era dovada autenticității Evangheliei. Nu numărul, nu, ci faptul că era Duhul Sfânt. Au primit Duhul Sfânt ca și noi la început. Deci, zice Pavel mai târziu, fraților, prin faptele voastre ați primit voi Duhul Sfânt sau prin credință. Și observați că Duhul Sfânt devine testul realității Bisericii lui Dumnezeu. Exact. Și ei cresc în timp ce văd lucrarea Duhului Sfânt. Anii ei a petrecuți în Ierusalim îi pregătesc pentru ca să poată după aceea să facă față depășirii granițelor lor. Da, pentru că ăsta a fost impactul asupra idolatriei păgâne. Învierea lui Hristos arată că viața are și altceva. Viața asta noastră are o altă perspectivă, perspectiva veșniciei împreună cu Hristos. Întrebarea lui Lucian era când se întâmplă treaba asta. Răspunsul meu este în versetele 19 și 20. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Este o realitate care se întâmplă la nivel ceresc. Uh-huh. Versetul 20, iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni la nivel pământesc. Punctul 3, Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Amin. Și în versetul 20 se unește cerul cu pământul. Când se întâmplă această realitate, ucenicii... Unirea cerului cu pământul. Da, ucenicii... Mai mult ca oricând și biserica lui Dumnezeu de astăzi are nevoie de această unire și această finalitate care trebuie să se împlinească și sigur se va împlini cu aceia care vor fi dispuși să lase Duhul Sfânt să lucreze în viața lor. Vă mulțumesc foarte mult. Gânduri de concluzie. Suntem aproape la final. Dacă am scăpat ceva sau dacă sunt încă idei care merită să le aducem înaintea celor care ne urmăresc, vă invit.
Cred că privind chiar și în mare la toată lucrarea în cartea lui Marcu, deci de la început până la sfârșit. Vă rog, ce uitare. Cred că merită un studiu de aici înainte, să deschidem un studiu în legătură cu lucrarea Duhului Sfânt. Noi privim foarte mult lucrarea Duhului Sfânt ca fiind în interior. Versetele 17-18 vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt la nivel fizic, exterior. Vor scoate demoni, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, nu îi va omorâ otrava, vor pune mâinile peste bolnavi, bolnavii se vor însănătoși. Prezența Duhului Sfânt creează o altă realitate fizică. Uniți această realitate a Duhului Sfânt cu reforma sănătății pe care Dumnezeu vrea să o pună înaintea poporului Dumnezeu, arătând că poporul său are de făcut și o lucrare la nivel fizic, nu numai la nivel spiritual. Se începe la nivel spiritual, se începe la nivelul interior, dar toate acestea au roade, astfel încât poporul lui Dumnezeu să poată să primească sănătate, putere, ocrotire. Este o minune întreagă pe care Dumnezeu o dă poporului său prin Duhul Sfânt. În Egipt, când am fost, sunt niște piramide. Și în piramidele alea, care de fapt au fost morminte, e gol. Dar e gol pentru că au furat hoții ce era plin, ce era înăuntru. Pe când aici, la Domnul Hristos, mormântul este gol până ziua de astăzi, nu pentru că a furat cineva corpul celui decedat, ci pentru că Hristos a înviat și, cum spune aici menționarea, da, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Adică Domnul Hristos și-a recăpătat poziția pe care o avea dinainte de creațiunea omului și toată înainte istoria. De veșnicii, da. Ei, știind că Domnul Hristos este acolo, știind că mormântul este gol, știind că El este Cel care poate să dea viață, păcatul înseamnă moarte. Asta Biblia e clară. Da? Păcatul este moarte. Dar nu vorbim doar de moartea aceasta, ci vorbim de partea veșniciei, moartea veșnică. Moartea a doua. Da? Ei, dragii mei, Biserica lui Dumnezeu trebuie să ducă solia lumii că există viață veșnică în Hristos cel înălțat și înviat și înălțat. Amin. Mulțumesc. Suntem la final. Vreau să exprim în câteva cuvinte dorința și mulțumirea pentru că ați ales să petreceți timp împreună cu noi. Dorința ca să puteți studia în continuare și să putem și noi să studiem în continuare. Noi doar am zgâriat puțin la suprafață aceste teme frumoase. Vă invit să ne luăm timp și să adâncim gândul și studiul nostru în Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este viu. Este viu și este la dreapta Tatălui, slujind și mijlocind pentru mine și pentru tine. Neprihănirea Lui poate să fie neprihănirea mea și a ta. Biruința Lui poate să fie biruința mea și a ta. Viața Lui poate să fie viața mea și a ta. Te invit să Îl cauți pe Dumnezeu și să trăiești împreună cu El. Iar veșnicia și tot ceea ce L-a pregătit pentru noi va fi partea noastră. În săptămânile care vor urma, vom începe un ciclu nou de studii, un ciclu care se va intitula Teme din Cartea sau Evanghelia lui Ioan, din Cartea scrisă de Ioan, Evanghelia lui Ioan. Deci rămânem cumva în atmosfera Evangheliei și a vieții Domnului Hristos. Până data viitoare însă, vă doresc numai bine, binecuvântare și un studiu extraordinar împreună cu Cuvântul și Duhul care ne va conduce. La revedere!